ultima perioadă am tot testat monitoare. Unele IPS speciale pentru grafică, altele de gaming. Acum a venit rândul unui monitor de business de la BenQ. BL2420Z de 23,8 inch Full HD cu panou VA este monitorul pe care vi-l voi prezenta în continuare. Ce mi-a plăcut cel mai mult la el, pe lângă calitatea imaginii, este posibilitatea de a roti ecranul. De a-l roti până în modul portrait. În plus, se poate înclina și se poate roti și la 45 de grade stânga-dreapta. BenQ BL2420Z are un aspect modern cu un finisaj mat negru. Standul este destul de mare, dar nu ocupă mult spațiu în față, astfel îl poți pune destul de aproape de perete. Greutatea monitorului, de 7 kg, este susținută foarte bine de stand. El are și o zonă circulară foarte utilă când vrei să schimbi unghiul de vizualizare. Îl poți roti stânga-dreapta destul de mult și există și 140 mm de reglare a înălțimii. BL2420Z se înclină înainte și înapoi la minus 5 sau plus 20 de grade și se poate modifica ecranul de la orientarea peisaj într-o poziție portret. Acest ecran se poate monta și pe perete, cu o prindere VESA, iar în partea din spate a suportului are și un orificiu special pentru stocare de cablu. Îmi place tare mult standul, este destul de mare pentru a așeza fel de lucruri pe el, dar micuț în spate, pentru a nu te forța să-l ții foarte aproape de ochi. Este negru mat, cu mici linii în relief. Gaura din piciorul de susținere este pentru a trece cablurile de la mouse și tastatură mult mai ușor în spatele monitorului și a biroului. Piciorul standului are și o piedică pentru a bloca într-o anumită poziție, iar un feature simplu, dar extrem de util. Pe partea frontală sunt butoanele capacitive de meniu și butonul on-off. Un buton on-off este și în spate, lângă conectori. Dacă închideți monitorul de la butonul de pe ecran, el va avea un consum mediu de doar 0,3 W. Butoanele capacitive de meniu sunt foarte ușor de utilizat. Aveți acolo mai multe funcții presetate din care puteți alege. Pe centru sunt situați senzorii de proximitate și de lumină. Da, acest monitor are senzor de proximitate și senzor de lumină. Monitorul își poate schimba luminozitatea în funcție de lumina din cameră, exact ca la telefoane. Sau se poate închide după un timp dacă nu stă nimeni în fața lui, după aproximativ 40 de secunde. Super tare, nu? BenQ BL2420Z are conectori HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, porturi audio și 3 porturi USB 2.0 pentru mouse sau tastatură. Adică de toate pentru toți, ceea ce îl face extrem de versatil, pe lângă faptul că are o înclinare și o rotire foarte interesantă. Ecranul de 23,8 inch cu rezoluție Full HD dispune de un panou LED VA 16x9. Producătorii au încercat să găsească o tehnică care ar combina avantajele tehnologiilor TN și panourile IPS. Așa a apărut tehnologia VE, ce oferă ca avantaje unghiuri bune de vizualizare, contrast mult mai bun decât la IPS sau TN și un timp de răspuns destul de bun. Panoul VA de la acest monitor este de pe 8 piți, ceea ce înseamnă că poate afișa 16,7 milioane de culori, suficient pentru majoritatea sarcinilor de lucru. BL vine de la Business Line, monitorul făcând parte din linia business a celor de la BenQ, dar asta nu înseamnă că nu poate fi folosit și pentru jocuri. Timpul de răspuns este de 7 milisecunde, un timp destul de bun pentru această categorie de monitoare și pentru prețul la care este comercializat. Contrastul nativ de 3000:1 este de 3 ori mai mare decât al monitoarelor normale, ceea ce adaugă o adâncime de culoare și o definiție mult mai bună a zonelor întunecate. Unghiul de vizibilitate este de 178 grade, mult mai mult decât aveți nevoie în mod normal. Monitorul este dotat și cu ecran antireflexie cu finisaj mat, pentru a menține gradul de reflexie a luminii la un nivel minim. Ecranul dispune de tehnologiile Flicker Free și Blue Light Reducer. BenQ BL2420Z este un monitor extrem de versatil. Nu doar că are foarte mulți conectori diferiți, boxe integrate, posibilitatea de a fi reglat pe înălțime, de a regla gradul de înclinare, de a-l roti la 45 de grade, dar chiar îl poți trece în modul portret. Panelul VA le recomandă ca un monitor foarte bun atât pentru navigarea pe internet, vizionatul de filme, cât și pentru gaming, la nivel de amator. Prețul este unul mai mult decât decent. Acum costă doar 890 de lei la PC Garage. Un preț foarte bun pentru toate caracteristicile și funcțiile oferite.